Deci, vă simt onorată. Să română. Nu, așa, așa răsfățată. Noi. Aia, da, auzi, da, da, da. Dragilor. N-am avut noi așa talent în emisiune. Ce drăguț. No, să știți că țara asta este plină de talente. Este, e adevărat. Și dacă tot am venit și m-ați laudat, să mă laud în continuare. Laudă-te. Am o orchestră superbă pe care am intitulat-o Lumini Sonore. Da. Și pe care am înființat-o acum 2 ani de zile, chiar de bună vestire, pe 25 martie. Și am început o serie de concerte. Și pentru că îmi place foarte mult să dirijez, da, am intrat astăzi. Cărei femei nu-i place să dirigeze? Stai puțin. Stai puțin. Am dat examen la cel al treilea master la Universitatea Națională de Muzică București. Da. Și sunt masterandă în anul întâi la dirijat orchestră. Foarte tare. Dar sunt mai mulți bărbați. Da. Eu am făcut și master în dirijat coral. Da. Și am mai făcut un master în teologie, educație muzicală contemporană și m-am gândit să-l fac și pe al treilea. Sunt colegă cu Fimiu, care este în anul întâi la jazz compoziție. Incredibil. Și am spus, fii atent, dacă mă vezi pe holuri, nu spui mama. Spui și tu colega, spui și tu Ozana. Adică... Doamnă, ce frumos, maxim doamnă. Nu, no, cum domnișoară să zică? Atunci. Domnișoară, domnișoară, și acum, ce prin ore casă, avem diseară? Da? Corect, mă strigă colega. Ah. Da, și pregătim mai multe concerte, dar de sărbători avem un concert special la castelul din inima Bucureștiului, Le Château. Le Château, da. Așa, și se cheamă Sărbători la Castel, pe 6 decembrie, chiar de Sfântul Nicolae. Mă gândesc că dacă tot vreți să ne vedeți în splendoarea noastră, super ce suntem, Doamne, că suntem și frumoși și talentați și avem toate calitățile posibile și imposibile, să veniți și voi și voi și voi și toată lumea să vină pe 6 decembrie la Le Château, să ne vadă, să ne audă, să ne... Și e un concert special, bănuiesc, cu melodii de Crăciun? Cu tematică de Crăciun, da. Fica mea o să susțină și un recital, pentru că avem parteneri pe cei de la Senia să ne aducă un pian rece, pentru că noi nu cântăm decât pe pian rece. Fimea fiind de elev în clasa nouă la, da, colegiul George Enescu. La liceu de muzică. Da, da, pentru că dacă n-am știut altceva să facem, facem muzică. Ați mers în linia asta. Da, acum... Și talentul ăsta trebuie și el valorificat într-un fel, că bănuiesc că te-au moștenit ambii copii. Da, știi cum e cu moștenitul ăsta? Da, talentul, da. Dar vreau să-mi moștenească determinarea și puterea de muncă, știi? Pentru că... Apropo de determinare, noi doi avem un lucru în comun în viața asta. Ce aveți? Lupta cu kilogramele, despre asta e vorba. Ah, da. Și chiar vreau să te întreb cum e? Eu sunt foarte bine. Eu am fost operată de stomac, da, de gastric. Eu n-am avut curajul. Da, la doctorul Rubin aia. Munteanu, care mi-a spus așa, incizia este mai importantă decât decizia. Deci, nata, dacă nu te hotărăști, poți să fii... Dar după operația pe care ai avut-o, am văzut mulți oameni care au făcut operația asta, care s-au îngreșat ulterior. Da. Pentru că nu e o garanție. Nu este o garanție. Te ajută să te disciplinezi și apoi trebuie să te educi tu, singur. Să fii tu cu minte, să fii tu atent. Calculați. La cum mănânci, să faci 5 ore pauză între mese, să mănânci 3 mese pe zi, să nu ciugulești. Uh-huh. Sunt momente când mai păcătuiesc și eu, recunosc și... Și păcatul între mese și pe ascuns este recunoscut încă de biserică. Este un păcat. Da, e un păcat până la biserică pe cântar, că te urci pe el și vezi că... Nu, cântarul îți spune exact cum te poziționezi, dar a mânca pe ascuns este un păcat. Dar spune-ne, ai început să ai porțiile de mâncare, să poți să mănânci la fel de mult ca nu, înainte? Da, nu mănânc la fel, nu, mănânc puțin, mănânc mult mai puțin. Cât a trecut de la operație? Un an? Doi ani și. Și nu te-ai mai îngrășat deloc? M-am îngrășat, am mai slăbit, dar acum sunt bine, sunt ok. Adică sunt mulțumită. Să ne vedem pe viitor. Sper să fiu cu minte pe viitor. Celor care au probleme cu greutatea, le recomanzi ce variantă? Slăbirea acum, clasică? Sincer, sau? Eu am 50 de ani, atenție. Eu am făcut operație la 48 de ani. Evident că eu le sugerez să se opereze dacă sunt înaintați în vârstă sau dacă au kilograme foarte multe. Dar chestia asta cu bumerangul, hai să slăbim, hai să ne îngrășăm, hai să slăbim, hai să ne îngrășăm, nu știu cât de bună este. Pentru sănătate, e adevărat. Da. Acum, e o șansă fantastică să te operezi, părerea mea. Eu îi mulțumesc din toată inima domnului doctor Rubin Munteanu, dar mai ales domnului doctor Carmen Giugla, care mi-a făcut, m-a remodelat corporal și sunt o minunăție de fată. Să știi că nu în asta stă minunăția ta. Minunăția, ai multe alte calități. Da, e adevărat, nu. Scopul meu în viață, sincer, nu este să fiu nici sexy, nici...
pe mine mă interesează să pot să cânt, să mă desfășor artistic, să învăț. Și la 50 de ani vreau să mai învăț, la anul vreau să intru la doctorat. Nu, că deja ușor, ușor... Și doctorat. Ușor, ce? Păi și doctorat. Păi de ce mă dacă? Păi începe să mă enerveze. Eu nici master n-a fost în stare să fac. Și tu faci și doctorat. Nu, știi, mie îmi place. Mie îmi place postura de student. Da. De vreo că te hrănești cu energia colegilor. Nu neapărat. Nu, dar îmi place să învăț. Am senzația că mă plafonez dacă nu învăț. Dar nu-i timorez pe profesor la ora, pentru că totuși nu. Ești și de-o seamă cu ei și ești și cunoscută. Păi nu, da. Sunt profesor, are profesori la seminarii, bănuiesc mai tineri decât tine. Da, dar nu contează asta. Nu sunt, să știi că ei apreciază faptul că am venit. Da, sunt convins. La vârsta asta să fac al treilea master, știi? Eu aș fi rușinat ca profesor să fiu profesorul Zanei Barabancea. Nu cred. Ai, nu. Aolo, e groaznic să-ți fie asta. Nu! Ești un nume, ești da, un super voce. Da, sunt un nume și ce dacă... Și, adică ce ar putea să învețe... Oricând avem de învățat, mai ales într-un domeniu destul de delicat. Adică dirijatul este un domeniu... Super elitist. Ce înseamnă când face dirijorul așa? L-am văzut când dirigează. Când dă cu mâinile alea în sus așa. Ce este un dialog, este un dacă vrei, o comunicare către întreaga orchestră, să respecte evident partitura și să spună unde trebuie să înceapă împreună, unde trebuie să închidă anumite instrumente, să formeze melodia adițională care are loc prin intrările fiecărui instrument în parte. Ai o limbă nouă, cu alte cuvinte. Este un limbaj înveți. Corporal. Da. Te ajut și de ochi și de trăsăturile feței și de gestica. Privire și de gestica mâinii și de cât de maestuos poți să fii în fața lor, să le dai intrarea comună. Nu să intre toți unul sâmbătă, altul vineri. Toți în același moment timp. Să respire împreună, să frazăm împreună. E o echipă. Este o echipă condusă de dirijor. Iar sentimentul pe care îl ai ca și dirijor este extraordinar. Este o înălțare până la urmă. Simt pur și simplu că ajung mai aproape de Dumnezeu când dirijez. Dacă ar fi band la Te Cunosc de undeva, ai accepta varianta să fii dirijorul bandului? Band nu. Dar orchestră, da, și chiar vreau să vin la voi în emisiune cu orchestra. Nu mea. Ne spune, să vii cu orchestra aici în emisiune? Da, am fost la Mihai Morar, am fost și la Capatos. Vino și la noi dimineața cu da, orchestra. Am să vin, trebuie să-i strâng, pentru că mulți dintre ei au repetiții și eu am repetiții astăzi, acum sunt la filmare. Și dimineața după... e mai greu. Dimineața, dar vreau să stabilim cu o lună înainte, să venim împreună. Ia uzi, da, cu o lună înainte, da, să vei fi și mai aproape de concertul din 6 da, decembrie. Da, 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 da. Bine, până atunci am și pe 18 octombrie am la Teatrul Elisabeta un concert eu cu fiul meu și este un duo așa, pian și voce. Intim. Unde noi vom cânta și eu voi recita și din poeziile mele, pentru că ce să vezi, mai scriem și noi. Eu îți dau nouă flic, ai concurență. Nu neapărat cu rimă. No, tu ești no. Unic și... E, unic, nu sunt unic. Da? Dacă iar uite, îți dau o temă, poate vrei să-mi faci o rimă despre lumini sonore și orchestră și dirijor și Ozana. Așa, când o să ai lumini tu chef. Lumini sonore, chef. Orchestră, dirijor, Ozana. Nu te simți. Se gândește el, dar te întreb eu. Cum, ce înseamnă pentru experiența asta de la Te Cunosc de undeva? Este fantastică. În primul rând că descoperi și putințele și neputințele unor persoane, artiști? Da, artiști. Cu vechime. Îi vezi în impostaze total neașteptate. Până la urmă, eu cred că te lepezi de personalitatea ta ca să poți să îmbrățișezi un personaj. Mă scuzați. Nicio problemă. Așa. Probabil negândit de tine. Un personaj cu totul și cu totul diferit. Contra-amploa, dacă vrei, eu știu, faptul că faci un travesti este o chestie da. Grea. Dacă poți să cânti un gen muzical pe care nu l-ai abordat în viața ta, tu fiind cântăreț de muzică populară, tu fiind cântăreț sau rapper, exact. Înțelegi? Ai un curaj pe care, vrei nu vrei, trebuie să ți-l asumi și trebuie să duci mai departe până la capăt această provocare. Sunt ceva sezoane de Te Cunosc de undeva. E vreo transformare, 14, acum. E vreo transformare care te-a impresionat de tare. A mai chelit Sereși. Cum? S-a mai înălțat Sereși. Dar e vreo transformare care te-a impresionat de tare încât poți să-mi dai exemplu acum din prima? Da, Lucian Ionescu a cântat din Bărbierul din Sevilla. A cântat o operă. Din Bărbierul? Da, el fiind actor. Deci n-aș fi crezut vreodată în viața mea că o să poată cânta operă. Au fost foarte mulți care m-au impresionat. Luăm o scurtă pauză de publicitate și poate mai povestim despre experiența Te Cunosc de undeva. Unul dintre, cu siguranță. Unul dintre puținele show-uri de divertisment de televiziune
care, iată, supraviețuiesc atâtea sezoane. Te ține în priză, te ține în fața